Vești încurajatoare pentru românii care au rate în lei. Guvernatorul Băncii Naționale a făcut anunțul pe care toată lumea îl așteaptă referitor la robor. O să scadă. Și iată că așa s-a întâmplat. Indicele robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut la 1,78%. Este a doua zi de scădere ușoară după intervenția Băncii Naționale. Marți, indicele a atins cel mai mare nivel din ultimii 3 ani, 1,8%.